Sau te-o sunt Vlad și urăsc plagiatorii. Plagiatul este atât de enervant și ilegal, dar este cel mai enervant atunci când tu ești autorul și creația ta este folosită sau direct este furată fără permisiunea ta. Furată fără permisiunea. Dar este cel mai enervant atunci când tu ești autorul, iar creația ta este folosită fără permisiune. Deci, acum câteva zile am dat de băiatul ăsta. Băiatul. Nici măcar nu merită să-i spun băiatul. Merită să-i spun... Ok, deci am dat de tipul ăsta care și-a numit canalul Vlad Munteanu, a luat poza de profil, așa, a pus-o la canalul lui, mi-a furat și videoclipurile și asta mă enervează foarte tare, pentru că el profită de videoclipurile mele și profită de munca mea, astfel câștigând vizualizări și mulți abonați. Da, deci tipul ăsta până acum a făcut 700 de abonați numai pe munca mea, dar eu până acum i-am dat numai raporturi. Deci da, băiatul ăsta face abonați și vizualizări, postându-mi clipurile, crezând că ăsta este succesul. Băiete, succesul se face prin multă muncă. Da, dar da, eu i-am raportat canalul și canalul lui ar trebui să dispară în câteva zile, dar până atunci voi, fanii, nu știu cum să vă zic acum, nu vine. Deci, semilegiunea mea, intrați pe canalul lui, îl aveți aici și aici. Sau chiar aici. Sunteți pe telefoane? Nicio problemă. Aveți 3 linkuri în descriere către canalul lui. De ce 3 linkuri? Aveți 3 linkuri în descriere către canalul lui. Nu știu. Deci voi, semilegiunea mea, intrați pe canalul lui și îl rupeți, frate. Deci dați în față, dați peste tot, îi dați la ficați, dați numai dislike-uri, îl rupeți în dislike-uri cu reporturi, îi dați și reporturi. De ce? Pentru că e amuzant să dai dislike-uri. Să nu mă înțelegeți greșit, eu nu urăsc pe nimeni, nu sunt foarte urăcios eu așa de felul meu, dar sunt foarte supărat atunci când îmi este munca furată. La numeroase videoclipuri de ale mele am folosit melodii, dar înainte de a folosi melodia m-am dus la autorul respectiv și am cerut permisiunea. De exemplu, Noxu, i-am folosit mai multe melodii în episoadele mele, dar mai întâi am cerut permisiunea ca să nu se supere. Și înțelegeți că băiatul ăsta nici măcar nu mi-a cerut permisiunea ca să-mi posteze videoclipurile. Pur și simplu le downloadează și le postează pe canalul lui crezând că asta e faimă. Deci v-am spus, intrați pe canalul lui și rupeți-l. Dați-i în ficat. Oh, Doamne, gata, am nevoie de o pauză. Mă simt mai bine. Și faza care mă supără cel mai tare este că băiatul ăsta este și un hater. Am observat că nu este abonat la canalul meu și pur și simplu îmi fură videoclipurile crezând că asta e faimă. Băiete, dacă ești hater și știu că te vei uita la episodul acesta, îți transmit un mesaj. Ce, vei fura și clipul acesta? E bine, nu prea cred. După ce îmi voi trimite toți fanii pe canalul tău, nici măcar nu cred că vei mai posta ceva pe YouTube. Ce, nu vei înceta? Păi da, stai așa, că voi avea o protecție într-un fel la fiecare episod. Înainte de fiecare episod voi avea mesajul acesta spunând: salut, eu sunt Vlad și dacă acest videoclip este postat pe un canal care nu are nici măcar 5.000 de abonați, înseamnă că videoclipul este furat. Here we go. Dacă mai furi videoclipurile mele, acest mesaj va apărea acolo și oamenii tăi, care cred că tu ești Vlad Munteanu, vor veni pe canalul meu automat. Așa că ce mai așteptați? Duceți-vă pe canalul lui și rupeți-l, dați dislike-uri, dați câte vreți, frate, pentru că este amuzant să dați dislike-uri. O, Doamne, trebuie să iau încă o pauză, nu mai pot. Doamne, cât m-am încins aici pentru un retardat. Ok, deci ați înțeles. V-aș ruga să apăsați pe butonul de like. Dacă mă susțineți, duceți-vă pe canalul lui, rupeți-l în dislike-uri, cu reporturi, cu tot ce vreți, ca să ne distrăm un pic, pentru că este amuzant să dați. Să apăsați pe butonul dislike. Pe canalul lui apăsați pe butonul dislike, nu pe canalul meu. Aveți link-uri în descriere către canalul lui. Distrați-vă! Pa!